miliarde de dolari americani. Deci o perioadă bună a fost sub 50 și abia după aia am avut așa un zbâc. Am trecut de 200, aici undeva pe 2000, nu știu, 2008 probabil, da? Și după aici ne suntem undeva între, hai să zicem, 175, da? Ei sunt aici 8 miliarde de dolari americani, dar observați, eu mă uit la noi, la că e net mult mai crescătoare și nivelul este mai mare. Deci, după cum vedeți, au atins 300. Pe o populație de 10 ori mai mică. Da, deci și asta alt factor. Inflația, deci iarăși inflația României, inflația lor. Da? Deci iarăși, uitați-vă la cifre, deci bineînțeles sunt procente, da? Exprimate din punct de vedere al CPI-ul ăsta, Consumer Price Index. Deci la ei observați că este mult mai mică, plus că au avut și perioade de deflație, care iarăși e o chestie foarte ciudată. Deci noi, la noi e numai inflație, au avut și perioade de deflație. Ultima, sau ultimele două, de ce le-au avut asta? Pentru că în perioada asta, după cum știți, când au crăpat Lehman Brothers și cealaltă minune de viteșe din America, au fugit fondurile. Deci toți au zis, domnule, trebuie să ne ducem undeva unde e loc sigur. Păi unde e sigur? Păi e Singapore. Și deci au fost o perioadă în care chiar a scris în ziar. Aveau zeci de miliarde de dolari care vreau pe lună în Singapore. Deci erau pompate, deci se pompau bani efectiv în băncile, în sistemul lor financiar. Și atunci, din motivul ăsta, s-a schimbat rata dobânzilor, s-a întărit moneda foarte mult, s-a schimbat și rata cu dolarul american și tot felul de alte chestii. Așa, salariul mediu, lunar. Da? Mă rog, au oscilații în funcție de obicei de cum merge economia, dar iarăși, trendul clar este în curs de creștere, dar iarăși să ne uităm la valori. Deci ei sunt aici de la undeva la 4500, pe când aici abia ne chinim la 2500. Da? Și aici sunt dolari singaporezi, aici sunt roni. Deci e iarăși o altă monedă. Cât e taxa? Că toți mă întreabă, domnule, cât plătești tu impozit? Ei zic aici 20. Bineînțeles, depinde cât ai, deci sunt anumite, iar mă gândesc în engleză, bracket, sunt anumite zone de venit. Deci ăla care e pârlit, vă zic eu, care sunt 10%, de obicei cam în jurul la 5%. După care urmează între 10-15%, eu acum sunt cam între, cred că am sărit de 15%, sunt probabil între 15-20%. Dar după aia nu prea mai crește. Deci nu au peste 20, rar să aibă peste 20%. Deci cam între 15-20, estimativ. Datoria externă. După cum vedeți, mai aici nu prea e nimic de arătat. Este 0,000. Pe când aici, în România, după cum vedem, eu nu știam, am pus-o de curiozitate, că și eram curios să văd. Nu știu de ce, dintr-o dată, avem aici așa o nervozitate subită, dintr-o dată. O fi luat un împrumut. Balanța economică, da? Deci a României, din păcate, galben înseamnă negativă, albastru pozitivă. După cum vedeți, nu prea bine. A lor, bineînțeles, depinde, au avut, aici a fost criza din anii 90, aici a fost iarăși criza respectivă, după cum am zis. Dar, în principiu, după cum vedeți, și an mai bun și mai rău, dar iarăși ei încearcă întotdeauna să aibă creștere economică. Rezervele financiare. Deci rezerva României este, să zicem, vreo 3,5 miliarde euro, al lor 350 de miliarde. E adevărat că doar la Singapore, deci mai împărțiți. Na, hai, la 1,7, deci 200, dar oricum, între 200 și 3,5 e o diferență. Cheltuiala guvernului, deci cât pompează guvernul bani în economie, în tot felul de alte chestii. Deci asta, în România, iarăși, e exprimată în moneda normală, miliarde de roni, aici am miliarde de dolari singaporezi. Iarăși, cred că este că au început și ei să pompeze banii mai mulți în chestii sociale. Deși nu sunt, deci acolo, după cum o să zic și mai târziu, acolo nu prea sunt servicii sociale. Deci, de exemplu, nu e pensie. Dacă vrei să ai pensie, îți pui deoparte. Deci, prin lege, când am venit eu, cine te-a angajat îți dădea 20% și tu te dai 20%. Deci, eu nu luam salariu complet, eu luam 80% pentru că 20% prin lege automat se vărsa în fondul ăsta special numit CPF,
unde că aș fi uitat, Central Provident Fund, așa se numește. Și din care n-ai voie să scoți banii decât în două cazuri. Una, cumperi casă, că banii lichizi care trebuie să dea atunci când faci cumpărarea, poți să-i scoți de acolo. Sau ești la pensie. Atât. În rest, sau ai într-adevăr o chestie medicală foarte gravă și atunci chestii de excepție, dacă ai o de asta, nu știu ce, intervenție, așa, poți să plătești de acolo. Dar nu există sistem de... Deci acolo, dar ce strângi tu, aia sunt banii tăi la bătrânețe. Din care motiv, acolo toată lumea, că toți cei care sunt în vârstă, îi vezi că lucrează. Deci, la asta, la toalete, ca să îți plătești tu aia 50 de cenți, bătrâni care șterg mesele la Hawker Center, deci restaurante la aer liber, tot bătrâni, pentru că dacă el a avut un salariu foarte mic și eu la 20%, prin definiție, a fost și la mic, n-a avut de unde și atunci el, vrei, nu vrei, bea de unde aghiază, trebuie să muncească ca să aibă ce să mănânce, literalmente. Și aici, deci, am pus prețurile, așa, ATUC este un magazin, nu mai știu de unde vine denumirea, am impresia că e denumirea unui din cel mai mare sindicat. Că sindicatul e tot făcut și controlat de guvern, da? Dar ATUC au rețeaua lor de mall-uri și de supermarketuri care sunt pentru omul muncitor. Deci omul de rând care nu are salariul super mare, lui nu-i trebuie chestii exotice, cum a zis eu, vișine și pâine, el vrea să aibă orez, să aibă varză, să aibă și am zis, de-aia am luat de la, numai de la ei prețurile ca să vedeți, am făcut tot așa, din experiență am fost întrebat, dar zici mie cât costă, ca să știu și eu, că v-am arătat salariul mediu și ca să vedeți cam cât costă bunurile elementare. Ca să aveți o idee asupra cheltuielilor. Mă rog, deci aici am făcut comparația și cu de asta am zis de gurme, că nu toată lumea, eu mănânc asta că îmi place, că seamănă foarte mult cu pâinea noastră. Dar ei nu mănânc așa ceva, de unde și diferența de preț. Deci asta e o pâine, e și mai ieftină, da? Deci sunt unele și mai ieftine, sunt și un pic mai scumpe, dar asta e cel puțin dublu. Tocmai fiindcă nu ia oricine, deci asta e clar numai pentru alții. Ei, hai să mergem și la articole mai de lux, ca să vedeți iarăși, eu nu știu prețurile, că eu dacă mă duc în Bucovăr. În leu nu știu, deci v-am zis între euro și singaporez, când am schimbat, erau 76. Deci între euro și dolar, un euro era 1,76 când am schimbat eu. V-am arătat mai înainte, era 1,56 acum. 2 ceva dolar singaporez. Da, probabil, da. Și asta am arătat iarăși la electronice, deci chestii mai scumpe, da? Eu nu știu iarăși, dacă habar n-am cât costă iPhone-ul la mai. Deci nu știu, de-aia v-am zis, vă pun aici ca să faceți exact comparația ăsta, relativ recent, la iPhone 6 sau 9.4, care era și la început. De-abia a apărut acum, la noi a apărut în octombrie, nu știu dacă aici a apărut. Și asta e iarăși un televizor mititat, dar la ei nu prea se găsesc, deci la ei de obicei încep de la 40 de inci în sus, deci de abonat, bineînțeles, că ei măsoară în centimetri, măsoară în inci. Și bineînțeles mașinile, că tot mă întreb, domnule, dar cât e? Mașinile sunt al dracu de scumpe. Ce înseamnă CUI-ul? CUI-ul este o taxă suplimentară. Deci de-aia zis aici, inclusiv CUI-ul, asta este prețul lui Toyota Vios, dar e o mașină normală, mașină de om. Nu, nu e foarte scumpă. Mă rog, sunt și mai ieftine, Protonul, făcut de Malaysia. E o licență japoneză, tot de Toyota, am impresia. Sau nu, de Nissan, am uitat de ce e. CUI-ul ăsta poate să ajungă chiar și aproape la jumătate valoarea mașinii. Deci, în funcție de litrajul, că iarăși sunt diverse secțiuni, în funcție de până la 1 litru, până la 1,5, până la 2 litri, până la 2,5, până la, nu știu dacă zice mai sus. Deci, și astea să, acum se licitează, deci înainte erau fixate de guvern. E, de acum vreo, nu mai știu, vreo 10 ani sau mai bine de 10 ani, au liberalizat sistemul și au zis, nu, faceți mai bidding pe internet. Și fluctuează în funcție de, deci dacă tu vrei să-ți iei mașină, faci acolo, licitezi plus și licitează și în funcție de cum oscilează, plătești, tu te îndoai, dar v-am zis, poate să ajungă la unele... Și probabil un număr limitat de licențe disponibile. Înainte era, uite, asta nu mai știu, sincer, să fiu nevastă mea, că ea conduce, eu nici nu știu să conduc. Ea ar fi mult mai în temă, dar înainte, sigur, erau într-adevăr limitate. Acum nu mai știu dacă sunt într-adevăr limitate, pentru că v-am zis, de când au liberalizat chestia asta, nu știu dacă au limitat. Pentru că văd eu, deci când am venit, se circula mult mai liber. Acum, dacă vrei să ieși
Vineri seara nu mai prinzi taxi să dai cu turul și chiar dacă ieși în centru, e un ambuteaj, dar mai bine o iei cu bicicleta, pe cuvântul meu. Deci e mai rău ca în București. Deci clar, oamenii și-au luat mașini, deci înseamnă că nu mai bănuiesc, nu mai sunt fixat. Dar înseamnă că au bani. Au bani dacă își pot permite că cine are, deci acolo, toți care vor să se dea gradul și au Mercedes. La ei Mercedes e statul simplu. Mă rog, dacă nu vrei să-ți iei un Rolls Royce, dar ăla deja ești în altă clasă numai. E, și acum, deci, am încheiat gargara, hai să încerc să vă fac cum am făcut o încercare de prezentare a mentalității, hai să vă arăt și aici ce mi s-a părut mie din perspectiva mea personală, diferent.